Bună, sunt eu. Vreau să vă zic că am cumpărat acest laptop Fujitsu Siemens Amiga Pro. L-am luat de pe OLX. Toate sunt bune, deci funcționează video, audio. Nu funcționează audio. Deci video funcționează. Deci, totul pare ok afară de audio. Deci l-am luat de pe, am găsit pe OLX acest laptop. De pe acest site OLX l-am luat, da. Din Brașov mi l-a trimis un client OLX, mă rog. Bine, sfatul meu este când cumpărați ceva de pe OLX să aveți mare grijă. Că sunt unii care vând și la urmă zic, băi, că l-am trimis, era bun. Poate în timpul transportului a fi căzut coletul. Am contactat și firma Cargus, care ei n-au nicio vină, zic ei. Și un meseriaș mi-a zis că nu există, că dacă cade coletul, mai ales cum era ambalat, nu există să fi că dacă era ceva în timpul căderii coletul, nu mai merea deloc laptop. Deci l-am luat defect de pe OLX. Așa că aveți mare grijă când cumpărați de pe site-uri. Am auzit că prin site-ul dacă, de exemplu, prin firma Fan Curier. Dacă prin Fan Curier solicitați coletul, Fan Curier nu dă banii decât după 2 săptămâni. Deci în timp de 2 săptămâni aveți ocazia să vă recuperați banii. Eu aș fi avut ocazia să recupereze banii pe laptop care am dat, dacă trimiteam prin Fan Curier, am propus prima dată prin Fan Curier. Dar cel din Brașov a zis că nu prin Fan Curier, că el a pățit-o cu ei, că i-a căzut un colet și s-a defectat laptopul și la urmă am înțeles că a fost doar o păcăleală. Deci el a evitat Fan Curierul ca nu cumva să primesc eu înapoi banii și el să primească înapoi laptopul. Deci acel laptop, adică acest laptop care merge bine, merge bine, doar nu are sunet. Sunetul e problema. Ok, vă doresc toate cele bune, sărbători frumoase și aveți grijă când cumpărați de pe site-uri online, aveți grijă, asigurați-vă că vă primiți banii înapoi în caz că nu sunteți mulțumiți de produs. Multă sănătate, la revedere!